Bună dimineața! Încă un pas înainte foarte important în ceea ce înseamnă succesul campaniei de vaccinare. Suntem în parcarea de la cazarma 90 din centrul Sibiului. E deja coadă de mașini, demarează și la Sibiu acel drive-thru, acea modalitate prin care vii cu mașina, parchezi, primești injecția câteva clipe, ne imunizăm, facem pași înainte pentru lupta aceasta cu COVID. Singura variantă, vaccinarea, prin care putem să depășim această pandemie. După cum spuneam, fac un apel la toți sibienii, toți oamenii din județ care au drum în următoarele zile sau să-și facă drum în următoarele zile cu mașina, un detur de câteva minute și iată, se poate rezolva această problemă. Mâine dimineață, după cum știți, va demara și la Sala Talia un alt flux de vaccinare și provoc celelalte județe, pentru că sunt din păcate și județe unde știu că cererea e foarte mică, să organizeze astfel de metode prin care vaccinul să fie foarte aproape de oameni. Până acum a fost vaccinarea pe platformă în clinici, acum iată ducem și aceasta de fapt soluția, ducem vaccinarea mai aproape de cetățean în locul în care el funcționează, fie pentru cei care stau mult în mașină sau se deplasează foarte mult, ocazia să treacă cu mașina la vaccinare. Sibiu, cazarma 90, e locul de unde de astăzi, timp de, sper eu, 2 luni să avem deschis acest flux. De asemenea, sunt celelalte spații și am văzut în multe localități se creează evenimente unde oamenii sunt încurajați să se vaccineze. Un mesaj foarte clar, vaccinați-vă, scăpăm mai repede de restricții, ne întoarcem mai repede la bucuria de a ne vedea și de a ne întâlni unii cu ceilalți. Dacă sunt întrebări, vă rog. Familia noastră de la Sibiu s-a vaccinat, neamurile noastre? Categoric și tata și mama, toată familia mea este vaccinată în momentul acesta, s-au înscris deja de câteva săptămâni și e foarte firesc pentru că au o vârstă și e important să se protejeze, a fost o prioritate pentru familie, toți cei din familia mea sunt vaccinați.